Nu știu dacă ați văzut, dar în timp ce Partidul Național Liberal încearcă o fuziune cu ALDE, sau înțeleg că se negociază, da, în această perioadă, PSD face o fuziune cu ALDE la Bistrița-Năsăud. Se mai întâmplă fuziunea? Da, chiar la Bistrița-Năsăud, chiar astăzi am scris la PS News despre acest lucru, 60 de aleși locali au trecut de la ALDE, practic au fuzionat cu PSD. În timp ce, o surpriză, iată, PNL a anunțat săptămâna trecută că începe negocierile pentru fuziunea cu ALDE. Da, asta ce nu poate decât să arate că există probabil o afinitate la nivel local între acei aleși locali sau știu eu, între lideri, cât și aleși locali, probabil că fiind vorba de un număr mare de aleși locali, e vorba de consilieri, nu știu dacă sunt și primari între persoanele respective, nu cunosc subiectul încă o dată. Probabil că exista o afinitate între o parte din dumneavoastră sau între liderilor, că poate și au niște lideri, și PSD din Bistrița. Habar nu am, nu știu care este situația, nu știu să vă explic lucrul ăsta. Dar se mai întâmplă fuziunea cu Partidul Național Liberal? Nu știu să vă spun. Chiar nu știu să vă spun. Oricum, ALDE în acest moment e un partid care nu mai reprezintă poate la nivelul public ce a reprezentat odată și poate nici nu mai are liderii pe care îi avea altă dată, da, figurile, nu. Poate, nu știu, nu mai e la fel de vizibil, nu mai reprezenta parlamentar, nu mai e în guvern și atunci sigur e firesc ca anumiți aleși ai lor să caute o soluție de știu eu, de a candida mai departe în alegerile din 2024. Eu cred că despre asta e vorba. Știți că multă lume se întreabă de ce și oarecum au ideea aceasta că PNL salvează cumva ALDE și că PNL poate va salva pe viitor și PMP, nu știm sigur. Ce pot să vă spun este că există oameni care au fost aleși, fie că e vorba de consilieri, fie că e vorba mai cu seamă de primari. Când vorbim despre primari, vorbim despre oameni care sunt apreciați în comunitățile lor și dacă sunt apreciați în comunitățile lor, cu siguranță pot aduce un plus valoare, dacă vreți. Și atunci sunt lucruri care pot fi discutate. În privința unei fuziuni cu PMP, cum arată lucrurile? Din nou, nu știu să vă dau un răspuns. Nu am participat nicio discuție care să vizeze o fuziune cu PMP-ul și în ultimele săptămâni, am fost și cumva oarecum izolat, am avut COVID. Și nu m-am întâlnit cu prea mulți colegi ca să fiu pus la punct cu acest subiect. Dar personal, cum vedeți dumneavoastră o fuziune PNL-ALDE și cum vedeți o fuziune PNL-PMP? E bine, e rău, o aduce exact un plus? Exact așa cum v-a spus. Există aleși care cu siguranță reprezintă un plus pentru comunitățile lor, sunt apreciați în comunitățile lor și cred că dacă ei sunt apreciați în comunitățile lor pot fi evaluați și mai departe.